Devine clar că în spatele antrenamentelor susținute de CSM Târgu Ovișe la Pitești se ascund interese personale. Timp de 3 zile, Tăraste își pregătește jucătoarele plătite din banii primăriei Târgu Ovișe în sala Universității din Pitești, unde chiria pentru o oră sare de 160 de lei. Tănase, obișnuit să facă regulile în fața președintelui Ciprian Prisăcaru sau primarului Cristian Stan, ar fi putut opta pentru a alege o variantă de pregătire pe plan local, chit că polivalenta e ocupată, la sala CSŠ-ului, club pe care îl conduce, sau la orice sală de liceu. Antrenorul, care n-a mai pregătit nicio echipă de senioare din 2010 până luna august anului trecut, spune că a luat în calcul săl din București, Ploiești și Pitești, totul pentru antrenamente banale, dinaintea unui joc cu Modesta Târgu Mureș. Am decis împreună cu staful tehnic și administrativ al CSM Târgu Ovișe să ne mutăm pentru 3 zile locația de pregătire la Pitești. Am încercat să găsim mai multe locații în zona Târgu Ovișe, respectiv Pitești, București și Ploiești. Toate celelalte săli pe care le-am contactat au fost ocupate. Prin urmare, am găsit înțelegere să ne pregătim aici. Sunt condiții foarte bune și ne bucurăm că putem să ne desfășurăm activitatea. Și acum vine grozăvia. Deși imaginile surprinse de MDITV nu lasă loc de vreo îndoială, administratorul sălii de sport a Universității din Pitești, Sorin Badi, spune că nicio echipă din Târgu Ovișe nu se antrenează în respectiva incintă. Dialogul șocant se încheie subit în momentul în care Badi este înștiințat că a fost văzut marți seară la ședința de pregătire a CSM-ului. Se antrenează cei de la CSM Târgu Ovișe în sala Universității din Pitești? Nu se antrenează nimic, dracu, ce aveți. Aici este o sală pentru studenți, nu este o sală. O fi la sala polivalentă, ai la altă. Deci CSM Târgu Ovișe nu s-a antrenat în sala Universității din Pitești? Nu, domnule. Și dumneavoastră n-ați fost acolo seară? MDITV solicită primăriei municipiului Târgu Ovișe, în fapt entitatea care finanțează clubul CSM Târgu Ovișe, să analizeze urgent aceste practici dubioase ale antrenorului manager Cătălin Tănase. Același Tănase a semnat în vară contracte de joc cu basketbalistele din Statele Unite, numele CSM Târgu Ovișe, fără să aibă vreun angajament cu clubul din Târgu Ovișe. Evident, nimeni nu l-a tras la răspundere nici la acea vreme.